Printre investițiile inaugurate s-a numărat înlocuirea unui podest cu elemente de structură metalică în lungime de 10,4 metri, situat pe DJ 643B, la kilometri 31+100, pe teritoriul localității Roiești, unde s-au executat lucrări de refacere structură rutieră 30 de metri, refacere parapet metalic 42 de metri și apărări de maluri cu gabioane, amonte 4 metri și aval 20 de metri. De remarcat este că la acest obiectiv de investiții nu au fost executate intervenții majore de la punerea în funcție. Haideți, domn primar. Domnule președinte, a susținut momentul să face recepția la acest pod și vă mulțumim din suflet. Dumnezeu ne-a ajutat, uite că am ajuns și în această fază să-l realizăm. Mai mult decât atât, acest obiectiv este promotorul a reabilitării drumului 643B, care pleacă din comuna Roiești în comuna Valea Mare, deci e vorba de o lungime de 36 de kilometri, care, din câte știu că în luna noiembrie noi am încheiat un contract cu constructorul și cu proiectantul și se pare că în luna martie-aprilie va începe lucrarea de construcție și montaj. Dacă Dumnezeu ne ajută să-l realizăm, noi, ca și locuitori al acestui meleaguri, vă mulțumim din suflet pentru că dumneavoastră a spus cu toată intenția de a realiza acest obiectiv în centru, vestul, vreau să îi mulțumesc domnului primar, mulțumesc preacucenicilor părinți și oamenilor care sunt alături de noi, domnul viceprimar, colegii mei de la direcția tehnică și cei care practic au contribuit la realizarea obiectivului. Este un obiectiv finanțat de Guvernul României pe drumul județean 643B. Este practic startul unor lucrări de amploare care se vor desfășura pe acest drum. Îl felicit din tot sufletul pe domnul primar al comunei Roiești, pe domnul primar Drăghici, pentru că trebuie să știți, dragi vâlceni și dragi locuitori ai comunei Roiești, că aceste investiții se fac și sunt rodul unei colaborări între primarul localității, care dacă nu face documente nu primește bani, așa că trebuie să îi primească, Guvernul României și iată și eu, președintele al Consiliului Județean și echipa actuală de la Consiliul Județean Vâlcea. Am început săptămâna cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, am început săptămâna bine. Dumnezeu ne-a ajutat, iată, să ajungem astăzi să tăiem o panglică la o investiție destinată oamenilor, pentru că așa cum am spus când am fost și am devenit președinte al Consiliului Județean Vâlcea, mă voi ține de cuvânt și ne vom ține de cuvânt și vom face fapte bune pentru cetățenii județului Vâlcea. Dumnezeu este Cel care ne dă putere și oamenii sunt cei care ne ajută, iată, să facem aceste fapte. Acest drum se va reabilita din Diculești până în Roiești. Îl vom reabilita total, vom face asfaltare și tot ceea ce înseamnă, iată, spunea domnul primar, de 20 de ani această investiție nu a beneficiat de intervenție. Avem o investiție nouă, bine făcută, de care sunt convins că oamenii se vor bucura de această investiție. Tuturor celor prezenți astăzi aici, tuturor celor de acasă, îl rog pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și în tot acest an să ne auzim cu vești bune. Dacă Dumnezeu vrea și oamenii se unesc, iată, facem fapte bune. Doamne ajută și vă doresc multă sănătate. În aceea zi, în comuna Stănești au fost inaugurate două podețe situate pe același DJ 643B, unul la kilometri 20+950 și celălalt la kilometri 26+300. La podețul situat la kilometri 20+950, în lungime de 13,8 metri, cu trecere peste pârâul Gogot, Valea Țiganilor, s-au executat lucrări de refacere structură rutieră 30 de metri, refacere parapet metalic 48 de metri și apărări de maluri cu gabioane, amonte 12 metri și aval 20 de metri. Dragi locuitori ai comunei Stănești, începem această săptămână cu o faptă bună deja împlinită. Discutam cu domnul primar și cu cei apropiați dumnealui aici și iată că aceste două poduri care s-au făcut pe teritoriul comunei Stănești nu au mai fost reabilitate din construcție. Au peste 50 de ani, aveau peste 50 de ani aceste poduri care iată acum sunt, așa cum spunea și domnul primar, la standarde europene. Dumnezeu a vrut ca aceste obiective să fie realizate în această perioadă, în mandatul meu, în actuala echipă de la Consiliul Județean Vâlcea. Cel mai important lucru care se va realiza și va începe în maxim o lună și jumătate
este că drumul județean 643B, peste 35 de kilometri de drum lungime, vor fi reabilitați, asfaltați de la un capăt la altul. De la un capăt la altul, din Diculești până la Roiești, se va reabilita acest drum, un drum al oamenilor, nu un drum al politicienilor. Ne-a ajutat Dumnezeu, iată, să vă dăm această veste, pentru că lucrările vor începe, după cum vă spuneam, în primăvara acestui an și din Diculești până la Roiești drumul va fi asfaltat complet, se vor face poduri, podețe, se va face tot ceea ce înseamnă infrastructură, asfalt și tot ce trebuie modern pentru ca acest drum să fie într-adevăr un drum la standardele vremurilor pe care le trăim. Facem acest drum pentru oameni, facem acest drum pentru că județul Vâlcea merită investițiile pe care le realizăm. Este foarte important să știți că aceste drumuri se fac cu fonduri guvernamentale. Banii vin de la Guvernul României, așa cum au venit și pentru cele trei poduri din Roiești și Stănești, dar și pentru întreaga reabilitare a drumului de la Diculești până la Roiești, 643B, banii vin de la Guvernul României. Dar banii nu vin singuri, oameni buni. Banii vin printr-o colaborare și aici vreau să-i mulțumesc domnului primar. Vreau să-i mulțumesc domnului primar din Stănești pentru colaborarea excelentă pe care o avem, pentru că până ei banii de la guvern sunt documentații, sunt foarte multe hârtii pe românește pe care trebuie să le faci. Și dacă n-ar exista o colaborare bună între mine și domnul primar, lucrurile poate s-ar mai complica puțin. Dar pe oameni îi întâlnește Dumnezeu. Eu sper ca din întâlnirea noastră, a mea cu dumneavoastră, a mea cu primarul dumneavoastră, călăuziți și îndrumați de bunul Dumnezeu, să ne vedem sănătoși de acum înainte, iar noi să venim în fața dumneavoastră pe noul drum care se va face și va începe din primăvara acestui an. La final, vom avea unul dintre cele mai frumoase și moderne drumuri ale județului Vâlcea, un drum de 35 de kilometri. Să ne ajute Dumnezeu, să vă ajute Dumnezeu și să auzim numai și numai de bine. La podețul situat în punctul de la kilometrii 26 plus 300, în lungime de 17,60 de metri, cu trecere peste Valea Pireac, Pârâul Grănicet, s-au executat lucrări de refacere structură rutieră 30 de metri, refacere parapet metalic 54 de metri și apărări de maluri cu gabioane, amonte 4 metri și aval 20 de metri.